doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă spun bun venit în Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Șimleu, Silvaniei. Ne cerem scuze că spațiul este atât de micuț, dar este un spațiu intim, potrivit pentru un astfel de simpozion, un astfel de eveniment. Am plăcerea și onoarea să predau ștacheta în acest moment prietenului și colegului Cristi Bors, care va conduce acest simpozion. Eu sper să vă simțiți bine, să avem cu toții o după masă plăcută și să rămânem cu ceva din acest simpozion. Mulțumesc lui Daniel. Vă mărturisesc că am emoții, este un rol nou pentru mine. Este mult mai simplu să vorbești de la amvon decât să fii moderator. Sper să mă achit și de acest rol. Stimați invitați, evenimentul de astăzi, așa cum deja s-a și spus, este așteptat de șimleoan de mai bine de 25 de ani. În 1990, intelectualii șimleoani s-au reunit în cadrul Fundației Iuliu Maniu și printre lucrurile nobile, frumoase pe care ei și le-au propus atunci să le facă pentru oraș, a fost și acesta, de a dărui orașului un monument dedicat marelui om politic Iuliu Maniu. Astăzi putem spune că, din binecuvântate pricini, nu s-a întâmplat să fie, dar mereu providența aranjează lucrurile așa cum trebuie și poate că e mai bine așa, pentru că astăzi, așa cum am mai spus, avem acest frumos memorial, această frumoasă poveste a României Mari și a lui Iuliu Maniu, cel care putem spune că este principalul contributor la realizarea ei. Primul nostru invitat este domnul Marin Pop, cercetător la Muzeul de Istorie și Artă din Zalău, care, așa cum am anunțat și la biserică, a scos la lumină din arhivele CNSAS fotografii, documente inedite despre familia Maniu și despre Iuliu Maniu. Vă rog, domnule. Mulțumesc. Onorată asistență, iată orașul de la Palele Măgurii, care se mai spunea în perioada interbelică Brașovul Vestului, datorită frumuseții sale și oamenilor de seamă pe care i-a dat. Îmbracă astăzi din nou hainele sărbătoare și am putea spune că este un eveniment comparabil ca importanță istorică cu cel din ziua de 8 ianuarie 1933, când șimleoanii ofereau cea mai înaltă distincție onorifică, cea de cetățean de onoare, Iuliu Maniu, chiar de ziua lui, când împlinea vârsta de 60 de ani. În orașul în care a văzut lumina zilei, în ziua de 8 ianuarie 1873. De asemenea, s-a amintit și în cadrul discursurilor de un alt eveniment deosebit care a avut loc pe data de 7 septembrie 1930, când, în fața liceului Simeon Bărnuțiu, Iuliu Maniu a participat atunci la dezvăluirea bustului înaintașului său Simeon Bărnuțiu și, printre altele, spunea foarte frumos că generația noastră este o generație de legătură între trecut și viitor și avem datoria morală de a transmite mai departe tradiția și moștenirea pe care ne-a lăsat-o înaintașii noștri. Așadar, cred că avem datoria morală de a reabilita și de a păstra memoria lui Iuliu Maniu, în primul rând, terfelită, după câte știm, în timpul regimului comunist, și de a păstra testamentul, deoarece mari oameni ai nației de atunci, Iuliu Maniu sau Gheorghe Popu Băsești, este aici domnul primar din Băsești, și-au donat întreaga avere spre administrarea bisericii în folosul nației. Așadar și Iuliu Maniu și-a donat întreaga sa avere pentru a fi instruiți, cum spunea el, tineri la bădăcină. După care au trecut 27 de ani, în
la Revoluția din 1989 și iată că încă locul unde a copilărit, locul familiei Maniu, nu este încă reabilitat. Sperăm ca anul centenar al Marii Uniri să fie un an în care casa lui Iuliu Maniu, casa memorială, să fie reabilitată. Însă, în paralel cu eforturile deosebite ale drednicului preot Cristian Bos, care are misiune apostolică, am putea spune, la Vădăcini, de a reabilita acest monument istoric, noi am continuat și cercetarea, pentru că în etapa a doua, odată ce această casă va fi reabilitată, va trebui, desigur, reabilitat și interior. Și amenajat, o parte din obiecte au fost salvate, să știe, sunt în demisolul Bisericii Greco-Catolice din Bădăcini. Am amenajat sub formă de muzeu, se poate vizita. Ele vor constitui baza noii restaurări interioare a casei memoriale. Dar pe lângă tradiție, reconstituire, și avem șansa de a fi printre noi și un urmaș al familiei Maniu, domnul Ioan Boila, și cu sprijinul domniei sale, cu documentele pe care le-am găsit pe parcurs, de exemplu testamentul Corneliei Maniu, în care descrie interioarele acestei case de la Bădăcini, va trebui să venim și în actualitate, să ne gândim că Iuliu Maniu dorea organizarea unui centru cultural. Așadar, va trebui să stăm la această masă, să ne gândim la un proiect pentru expoziție permanentă la Bădăcini, în care să ne lipsească și, cum avem aici, o sală, spunem, multimedia, în care să ruleze imagini, documente, chiar filme, fiindcă în anumite documentare am văzut filme cu Iuliu Maniu, inclusiv de la 1929, când a organizat sărbările Mari Uniri la Alba Iulia, împreună cu Regina Maria și cu regele Mihai, de la Proces, colegii de la Sighetau, dar nu pot să ne dea, fiindcă a fost luat pe semnătura și așa va trebui cumva să obținem și noi de la Arhiva Națională de Film, să facem demersuri instituționale pentru a obține imagini. De asemenea, de ce nu, cum avem noi la muzeu, o hologramă la intrare cu Iuliu Maniu, calitate de gazdă, primindu-și oaspeții. Tehnica modernă ne permite și credem că ar trebui să venim cu această tehnică muzeografică cât mai în actualitate. Dar spuneam că pe parcursul timpului ne-am încercat să adunăm cât mai multe și informații și documente în cadrul a două campanii, de exemplu la Arhiva Colegiului Național pentru studierea arhivelor securității. Din păcate și acolo nu există un fond Iuliu Maniu, există un fond ceea ce crește procesul, 100 de dosare, fiindcă știm care era tactica comunistă. Întâi au fost arestați în urma capcanei din la Tămădău și apoi a început să strângă probe pentru acuzare. Sunt 100 de dosare. În urma unor interogatorii îndelungate, știm și violente, am găsit, de exemplu, o mărturie a lui Corneliu Coposu și el s-a încercat implicarea lui ca martor în cadrul procesului conducerii PNC, fost coleg de facultate, dar drept Avram Bunaciu, un băiel de hârtie, i-a amânat un cec în alb, o hârtie și a spus că dacă o semnează, va fi liber. Și atunci, Corneliu Coposu, desigur, nu a semnat, nu a intrat ca martor în proces și comuniștii au întors foaia și a fost închis apoi în alte închisori și supus unor anchete violente. Și dar aceasta era tactica, cele 100 de dosare se păstrează. În schimb, am găsit disparat în foarte multe dosare, practic aruncate, amestecate, manuscrise al lui Iuliu Maniu când era deputat, să vedeți, de la hotelul Atene Palace, unde stătea în calitate de deputat, fiindcă nu avea casă nici în București, nici în Cluj, unde stătea familia Boilă. Și de asemenea, o serie de documente pe care le-am găsit prin fondurile, dosarele, activității organizațiilor județene PNC. De asemenea, la Cluj
am descoperit mai demult, dar recent a fost și am digitalizat. Sunt 10 dosare în fondul personalului Maniu, care începe, iată, cu poze de familie, poze inedită cu Ioan Maniu, judecător. Era judecător aici la Șimleu și apoi la Zalău, după înființarea județului în 1876. De asemenea, mai există un fond al Partidului Național Țărănesc, câteva dosare la Cluj, pe care iarăși le-am digitalizat. Și acum, cu acceptul dumneavoastră, o să prezint câteva, am făcut o selecție din aceste imagini. În primul rând, imagini de familie. Iată-l pe tatăl lui Iuliu Maniu, Ioan Maniu, când era judecător la Zalău. Câteva scrisori pentru Clara Maniu, de la Mihai Popovici apoi, de la Laura Dr. Pop, soția lui Gheorghe Popluarța, primul prefect român al Sălajului, care îi trimite o felicitare. Iată o altă scrisoare adresată de familia Maior din Pericei, pe care Clara și Iuliu Maniu a cununat-o. Este vorba de cumnații lui Victor Deler, sora și cumnatul său. Din partea Liviei Boiebe, iată o scrisoare. Apoi, din partea, este semnată Dicuța, nu știm exact cine din Bădăcini, care a rămas orfană de tată, dar de mamă, dar tot timpul găsea la familia Maniu din Bădăcini, mergea la Bădăcini, mergea ca și acasă. Și iată cum încheie această frumoasă scrisoare. Sărutări de mâini la scumpa și buna mamă celor buni, între care îmi place să mă numesc și eu. Sărutări Cornelichii, care îi adresează și o rog să nu doarmă numai așa puțin. Fiindcă știm că sora sa Cornelia s-a călugărit și trăia foarte mult în posturi și rugăciuni și îndruma și pe cei din jur, în mica ei mănăstire, cum îi spunea capelei de la Bădăcini, își găseau locul și mergeau spre îndrumare foarte mult, eram necăjiți. Aici avem o adeverință de primăria orașului Șimleu, prin care Cornelia Maniu cere eliberarea permisului de a aranja o uzină de distilerie rapid de prune la Bădăcini, o înregistrare a convorbirilor interurbane de la familia Maniu, 1928, deci înainte cu un an de a deceda Clara Maniu, toate sunt și Șimleu Cluj. Probabil la familia Boilă, când sunau în acel moment. O scrisoare de trăsură, de mică iuțeală, spune: un vagon trimis cu 5.000 de țigle, cât de bine ne-ar prinde acum pentru acoperișul casei din Bădăcini. În 1921 vedem că au existat lucrări de reabilitare a casei de la Bădăcini. Iată libretul de pensie al Clarei Maniu, vedem acolo văduva Maniu Ioan, născută Clara. Sunt mai multe, cum se numesc acum, cupoane de pensie. Apoi foarte multă lume cunoaște faptul că Iuliu Maniu a fost și un reputat profesor la Blaș. Și avem aici, o să măresc un pic, iată o scrisoare din partea mitropolitului Mihali de Apșa, în scripta Spector Domniei Tale din 24 decembrie 1998, cu care arăt că primești profesura de drept civil în seminarul nostru clerical, arhidiecezan, ți notificăm că prin aceasta te constituim de profesor extraordinariu pentru Catedra de Drept Civil, mai sus, numitul seminariu, pe lângă următoarele condiții, și ai spune
pentru început a predat la două clase, două ori pe săptămână, marțea și sâmbăta, și plus remunerația pe care, cu care era plătit. Acesta este, deci, actul prin care Iuliu Maniu devenea profesor la Blaj, unde avea și cabinet de avocatură și pe care, în anul 1915, când a fost trimis pe front, deși cel puțin două motive nu trebuia să fie trimis pe front, fiindcă avea vârsta de 42 de ani, și era și jurisconsultul Mitropoliei de la Blaj. Și atunci cabinetul său a fost lăsat, și nici l-a mai predat atunci la seminar, a fost lăsat în grija lui Ionel Pop. Și iată o scrisoare de familie când se găsea pe front, cum trecem la acte din activitatea lui militară, o scrisoare a Emilie Rațiu, în care îi spune următoarele: iubite viteaz, de la masa cunoscută îți trimite mărturisirea sentimentelor noastre de iubire și admirație. Primește prin nosul jertfei ce ai adus pentru patrie și tron. Dorim din tot sufletul ca bunul nostru Dumnezeu să te ia în grație și ocrotirea Lui și să te aducă sănătos în mijlocul nostru, care te iubim cu adevărat, scumpul nostru viteaz, toată căldura inimei. Te salută și îmbrățișează măicuța Emilia Rațiu. Știm că unchiul lui Iuliu Maniu, Iuliu Croian, era căsătorit cu fica lui, președintele Partidului Național Român, Ioan Rațiu. Iată o altă scrisoare din partea verișorului primar, domnului Boilă, din partea lui Romiții Boilă, era mic, copil mic atunci când Iuliu Maniu era pe front, și scrie micul copil Romiții: un tiuț scump, te sărutăm, Zochi, este vorba de Zaharia Boilă, tatăl domnului Boilă, scrie la mașină: la noi plouă, grădina e frumoasă, moșu i-a cumpărat doi poci, la unchiuță o fost puiul târgului, Clarița cântă la pian, te sărutăm, Bubi, Liviuța, Iliana și Lia. Altă vedere din timpul primului război mondial, trimisă de către Iosif Hodoșiu. Și apoi am mai găsit un dosar la Cluj cu rapoarte ale lui locotenentului Iuliu Maniu, care se ocupa cu administrația la regimentul 62, front italian. Sunt în limba germană, probabil trebuie să căutăm pe cineva care să ne le traducă. Domnul Werner, dacă ne va putea ajuta. Sunt rapoarte în limba germană ale lui Iuliu Maniu și iată, acest document este deja expus la Bădăcin. Este un fel de livret militar al Iuliu Maniu. Vedem numele: Dr. Iuliu Maniu Iulius, greco-catolic, 1915, când a fost înrolat pe front. Data nașterii, iată, 1973, la Șimleu Silvaniei, și datele familiei, în cazul cel mai nefericit, cel mai rău, în care soldatul deceda, avea un medalion în care avea un număr și unde să fie trimisă o seminte. Câteva documente apoi foarte importante din toamna anului 1918, iată colonelul Silviu Herbai, care împreună cu Iuliu Maniu, cu generalul Boieriu, s-au ocupat de readucerea în țară a soldaților români împrăștiați pe toate fronturile Europei. Iată, din 14 noiembrie 1918, sosit la Viena, spune Silviu Herbai, și mai departe că îl așteaptă să vină și Iuliu Maniu. Fiindcă Iuliu Maniu a fost cel care împreună cu Șreabăr, locotenent, a primit însărcinarea specială din partea conducerii Partidului Național Român, portofoliile de la intern și afaceri externe, practic ministru, a mers la Viena la ministrul de război și i-a spus: iată, la porțile Vienei a ajuns anarhia, bolșevismul care trecuse de Ungaria, stăura de la Kul, și era anarhie în Viena.
îți asigurăm ordinea în Viena cu condiția să ne pui la dispoziție trenuri pentru a repatria pe soldații noștri ardeleni, ceea ce s-a și întâmplat. Iată un alt fruntaș important român care s-a preună cu Iuliu Maniu s-a ocupat de repatrierea soldaților și întreaga mișcare națională în acea perioadă, Constantin Sopescu Grecul, alăturat, trimit gazeta nemțească din Cernăuț, iată și Bucovina, din care reiese situația de acolo. Ceea ce am presupus s-a întâmplat, colegul Onciul a făcut, fără mandat, în numele nostru, o situație extravagantă. Prin trupele române intrate în Bucovina, s-au îndreptat însă de bună seamă preferințele. Despre întâmplările politice din Viena voi raporta pe cale telefonică. Cu salutări sincere și la revedere, Constantin Isopescu Grecu. Pe altă categorie de documente se referă, desigur, la activitatea lui politică. Aici am putea povesti zile întregi, am selectat doar câteva documente. În primul rând, jurământul lui Iuliu Maniu, pe care s-a simțit dator să-l dea în momentul în care a intrat în politică, în 1994, era într-o excursie la Roma, era încă student, și un jurământ pe care l-a păstrat întreaga sa viață și ar putea fi un model pentru toți cei care intră în viața politică. Iată, declarație. Jur pe Dumnezeu, pe conștiință și onoare, că îmi voi jertfi viața pentru triumfarea cauzei românești, luând parte activă la Revoluția ce-o pregătim. Semnat Iuliu Maniu. O serie de telegrame, iată telegrama înaintată canonicului Macavei de la Blaj, președintele organizației Partidul Național Român din Alba, care spune că alegerile Consiliilor Județene fixate pentru iunie, se vorba de anul 1926, când au loc primele alegeri pentru Consiliile Județene, se formează primele Consiliile Județene, depuneți de acord cu Partidul Țărănesc. Erau deja discuții înaintate pentru fuziunea care s-a realizat la 10 octombrie 1926. O felicitare organizației de la Alba, din care făcea parte și Iuliu Maniu, că după cum știm acolo și-a început cariera politică, a candidat pentru prima dată în cercul Vințul de Jos și a intrat în Parlament. A candidat la Alba la toate alegerile din perioada interbelică, dar și la Sălaj, în special după 1926, când se adoptă o nouă lege electorală, prin care se introduce prima electorală, partidul care obținea 40%, fiindcă și atunci nu exista un partid care să obțină majoritatea, primea și-a numită prima electorală și majoritatea în Parlament. Și a doua schimbare importantă, de la votul uninominal, în două tururi de scrutin, cum era în Ardeal și Banat, se trece la votul pe listă. Și atunci Iuliu Maniu, la fiecare alegeri, în 1926 până în 1927, era primul pe listă și la Sălaj, dar alegea tot timpul mandatul de la Alba, pentru ca din Sălaj să intre cât mai mulți reprezentanți în Parlamentul țării. O altă informare organizațiilor județene, prin care anunță de alianța făcută cu Partidul Țărănesc și cu Partidul Poporului, condus de Alexandru Averescu, pentru alegerile comunale pe Orșenești și Sătești. Oficiosul Partidului Național se numea România Mare, care trimite o adresă în numele lui Iuliu Maniu. Și, cum spuneam, la data de 10 octombrie 1926 are loc fuziunea Partidului Național cu Partidul Țărănesc din Vechiul Regat. Partidul Național avea atunci în frunte doi președinți, co-președinți Iuliu Maniu și Nicolae Iorga, că după 1919, în cadrul României Mari, Iuliu Maniu a încercat o politică de alianțe și fuziuni. În primul rând, a fuzionat cu
Gruparea rămasă în urma morții lui Tatăl Ionescu, gruparea conservatoare pe care a asimilat-o, în urma unor negocieri mai îndelungate cu marele istoric Nicolae Iorga, au fuzionat și au fost copreședinți până în momentul în care a fuzionat cu Partidul Țărănesc și astfel, constituindu-se Partidul Național Țărănesc, cel mai mare partid de masă din perioada interbelică. Despre care Cornelu Coposu spunea în o altă scrisoare din perioada când era prim-ministru. Iată un calendar electoral, anul 1929, un document pe care l-am publicat. Este un mesaj de anul nou, dar și un mesaj mobilizator politic. De anul nou, al anului 1938, când Iuliu Maniu făcea încercări disperate de a salva fragila democrație interbelică, dar, din păcate, cum știm, la 10 februarie 1937, regele Carol al II-lea reușește să instaureze un regim autoritar personal. Și un chestionar, să spunem, ar fi fost interesant să vedem și răspunsurile lui Iuliu Maniu, despre emanciparea femeii. Ce credeți despre tendințele de emancipare ale femeii? Ce credeți, care credeți că ar fi aportul femeii în politică? Cum credeți că ar fi tipul femeii de mâine? Social, politic sau domestic? Adică casnic. Cum credeți că s-ar putea ridica femeia noastră de la țară? E ceea ce știm sigur, din păcate nu avem răspuns, deci știm sigur că el mai a fost cel care, calitate de prim-ministru, a acordat pentru prima dată drept de vot femeilor, iar la alegerile locale din 1930, o femeie a ajuns primară la Negruții, într-un sector din București. Alte categorii de documente, avem o numeroasă corespondență, o să alegem doar o telegramă de la Chișinău. Liga cetățenilor din Basarabia, uniți prin tendința de consolidare în țara noastră, a principiilor legalității, ordine și cinstei, găsind în măsurile luate de actualul guvern un bun început al întrunării în țară a principiilor de civilizație și libertate, fără de care nu poate exista o țară modernă, reîncepându și după întrerupere forțată activitatea sa, salută începuturile domniei voastre în organizarea vieții de stat. Liga, ca organizațiune în afara de partide, fără a avea pretențiuni la foloase materiale și politice, este gata de a susține din răsputeri în sfera influenții sale, realizarea reformelor preconizate de domnia voastră și vă dorește din inimă, domnule prim-ministru, succes în viitor pentru posteritatea patriei noastre și spre binele tuturor fiilor ei, fără deosebire de ordițiune socială și națională. Președintele Ligii Sibzinski. Apoi, desigur că și mulți oameni necăjiți s-au adresat lui Iuliu Maniu. Iată, din Cluj, o astfel de scrisoare de mulțumire pentru intervenție lui Iuliu Maniu. Tânărul Boilă mi-a amânat azi chestionarul sanatoriului din chestiune și l-a completat. Vă mulțumesc pentru timpul ce v-ați petrecut pentru băiatul meu. Este vorba de un tânăr rămas invalid de război, iată, s-a adresat Ministerul Sănătății și cerea avizul IOVR, era orfanii și vădvele de război, iar în urma acestui demers îi mulțumește și la final îi urează Dumnezeu să vă dea sănătate și să vă puteți ajunge tot ce doriți spre binele nostru al tuturor. Păi iarăși un cetățean din București
care spune, iată, dragă, respectuos, viu cu lacrimi în ochi spre a-mi da obolul sufletului dumneavoastră pentru a putea ocupa un post în serviciile Palatului Justiției, unde se află un loc vacant de ușier. În speranță că voi fi salvat din pragul mizeriei, primiți, domnule președinte, asigurarea devotamentului și respectului ce vă păstrez. Nu în ultimul rând, cu oamenii politici, în special Iuliu Maniu, și atunci serviciile secrete îi cam urmăreau, special pe Iuliu Maniu, după 1933, când s-a retras din viața politică, în formă de protest, fusese mințit a câte oară de regele Carol, care și-a dus metresa în țară, și culmea a reprezentat-o momentul în care din un reprezentant al acestei camarile regale, formate în jurul Elenei Lupescu, se vorba de prefectul capitalei Gavrilă Marinescu, refuză să-și dea demisia în fața ordinului ministru de interne, Ion Mihalac. Și atunci, Iuliu Maniu, în calitate de prim-ministru, se solidarizează cu ministrul său, desigur, și bunul său prieten, colaborator apropiat, și își dă demisia. Se întâmplă chiar în 1933, la începutul ianuarie, și din cauza acestor evenimente nu a putut fi prezent la Șleu atunci când i s-a amânat diploma de cetățean de onoare, ci a fost trimisă la București. Aici, în această notă informativă, este vorba de un atentat la viața lui Iuliu Maniu, în urma căreia se înființează gărzile Iuliu Maniu. Apoi, în 1937, când Iuliu Maniu vorbea deschis despre pericolul instaurării unei dictaturi din partea lui Carol al II-lea, iată și serviciile nemțești se interesau de activitatea lui Iuliu Maniu. Avem aici din raportul domnului Conradi, șeful hitleriștilor germani din România către cercurile conducătoare germane, privitor la câțiva dintre oamenii noștri politici. Și atât ce spune despre Iuliu Maniu, caracterizare scurtă, dar comprinzătoare. După război, acest personagiu a reintrat cu multă autoritate în viața politică a României, odată cu toți fruntașii români din Transilvania și Banat, prezident chiar în primii doi ani un guvern al noilor provincii care a lichidat regimul ungar și a perfectat unirea administrativă. Socotit unul dintre eroii luptelor de dezrobire, a fost privit cu multă încredere și simpatie de poporul român, mai cu seamă că din programul său politic și din activitatea sa dădea impresia că este și un sincer apărător al țărănimii și poporului muncitor. Fixat pe această poziție, el a reluat lupta cu partidele și personalitățile românești, socotite de acționare, reușind să adune pe lângă el forță politică care foarte curând a devenit un al doilea partid de guvernământ în România, Partidul Național Țărănesc. Sunt apoi o serie de întâlniri secrete, dar de fapt s-au aflat aceste întâlniri de către serviciile secrete la Sovata. Știm că în timpul primului război mondial, Iuliu Maniu a fost rănit pe front, li s-a introdus o tijă în picior și probabil că așa ar putea fi un semnalment în momentul pe care ne rugăm să vină cât mai repede, să fie descoperite osemintele. Avea o tijă în picior, avea avut de suferit toată viața și în fiecare an mergea la Sovata, la tratament, și acolo organiza o serie de întâlniri cu fruntașii Național Țărănești din Ardeal și Banat. Iată, constătuirea manistă de la Sovata, domnul Maniu a făcut un expozeu supra situației Partidul Național Țărănesc. Maniștii lansează versiunea că se pregătește o dictatură de sunt, note informative ale corpului detectivilor din cadrul Serviciului Secret de Informații Român, care se pare că la ordinul expres al regelui Carol al II-lea îl urmăreau pas cu pas pe Iuliu Maniu, după cum găsim informații și în jurnalul lui Corneliu Popos.
despre o eventuală apropiere între domnul Vaida și Maniu, prevedere Maniu Voiconicescu, când regele Carol a reușit, după o prietenie de 40 de ani între Iuliu Maniu, de când era student, și Vaida Voievod, să se despartă și să încerca o împăcare între cei doi, fiindcă Vaida alunecase deja spre dreapta și își formase un partid minuscul, Frontul Românesc, cu viziune extremistă. Iată, inclusiv deplasările lui Iuliu Maniu erau monitorizate. Raportăm că domnul Iuliu Maniu, înainte de a pleca astă seară din Cluj spre București, a avut o convorbire telefonică cu domnul Popovici din Brașov, rugându-l pe acesta ca în cursul călătoriei sale să nu fie deranjat de nimeni, voind a se odihni atât de onoare care domnul Precup din Brașov, care urmează în soții de acolo la București. Printre naționali țărăniști, se zvonește că la București s-ar fi lansat prin public mici foi volante în care se spune sosește Iuliu Maniu, veniți cu toții la gară. Se afirmă că mai multe mii de persoane vor aștepta pe domnul Maniu la gara de noi. Inspectorul general Vlad, se întâmpla la 20 noiembrie 1937, când știm că Iuliu Maniu merge la București. Tactica lui Ion Mihalache de Greș, conmințit la rândul lui de regele Carol, iar Iuliu Maniu preia, din nou revine în viața politică și preia conducerea Partidului Național Țărănesc. Sigur că sunt mai multe documente, acte financiare, iată o factură de curent de la Șimleu, Mora Elisabeta, uzina electrică ursulinească Șimleu Silvanie, factura lui Iuliu Maniu, la fel, societatea Mica din Brat, care a vândut o producție de vin, iată, v-am vândut și predat cele 18 butoaie trimise de dumneavoastră și înaintează un raport cu ceea ce a reușit să vândă. Știm că Iuliu Maniu, și o să închei, cum sublinia și Constantin Xeni, se lăuda la București cu merele și cu vinul său de la Bădăcin și spune Constantin Xeni, nu cred că este o micșorare, dacă amintesc, că nu odată l-am găsit la hotel Atene Palace cu un cuțitaș tăind un măr adus de la Bădăcin și o felie de pâine pe care le mânca seara în chilia lui, fiindcă spune el nu știu numele de hotel parlamentar unde stăteau la Atene Palace, numele somptuos, și îi făcea o caracterizare deosebită, spunând că mare modestie, mare forță este modestia, vorbea despre modestia și caracterul lui Iuliu Maniu, despre valoarea oamenilor politici din acea perioadă, a generației de aur care au realizat Marea Unire de la 1 decembrie 1918, iar acum, iată, ne apropiem cu pași repezi, suntem generația fericită care vom aniversa cei 100 de ani de la realizarea Marei Unire și sperăm să o facem cu astul cuvenit. Vă mulțumesc! Documente și fotografii importante. Îi mulțumim domnului Marin Pop. Am vorbit astăzi despre Iuliu Maniu ca făuritor de țară. Avem alături de noi astăzi trupă folk, Teo și Edi, și îi rog să vină în față. Ei ne vor interpreta un cântec care se intitulează Cântec de țară. Vă rog.
Yeah.
toții de acord că, mai ales în aceste zile, avem nevoie de multă dragoste și de multă frăție. Înainte de a-i da cuvântul următorului invitat, aș vrea să invit în fața dumneavoastră două tinere din Bădăcin, pe Maria și pe Alexandra. Să vină. Maria este elevă la școala Iuliu Maniu din Bădăcin, Alexandra este elevă la liceul Iuliu Maniu din Șimleul Silvaniei. Ele ne vor recita o poezie care ne vorbește despre locurile copilăriei lui Iuliu Maniu, despre dealul Țarinei. Numai că timpul este un altul, nu acela în care a copilărit Iuliu Maniu, ci mai târziu, când stăpânii nu erau acasă. Asta viei cea însângerată, se odihnesc stăpânii de altă dată. La crucile ce poartă a lor nume, nimeni de mult n-a spus o rugăciune. De mult de tot, livada și cuvia nu mai aud în casă liturghia. Nici părul ce mormintele veghează, acum nu mai binecuvântează zadarnic. Ridicându-și alba floare, așteaptă mereu o zi de sărbătoare. Plângându-l pe stăpânul său plecat, mai simțitor, lămâiul s-a uscat și glasul păsărelelor s-a stins. Căci gândul trist pe toate le-a cuprins, înfrânt, eucat sub lemnul crucii jos, dar îl aud plângând și pe Hristos. Din lacrima pe țarină oprită, am înțeles că jertfa e primită. Stimați invitați, autorul acestei poezii, frumoase poezii, doctorul Ioan Boilă, se află chiar aici, împreună cu noi. Dânsul este singurul descendent în viața acestei mari și frumoase familii. Nu l-am auzit niciodată să se laude cu asta, deși ar fi putut. Cum de altfel nu l-am auzit niciodată să se laude cu cei 8 ani de închisoare petrecuți în cele mai grele temnițe comuniste, cu modestie pornită dintr-o credință puternică, mereu a spus că acei ani nu l-au slăbit, ci din contră, l-au întărit. Vă rog să-mi permiteți un singur citat din cartea scrisă de domnul Boilă, Ziduri cu ferestre spre cer, în care spune: suferința și teroarea închisorii ne-a învățat valoarea inestimabilă a rugăciunii, a refugiului pe care sufletul, în orice împrejurare, îl are în Dumnezeu. Sufletul înălțat în rugăciune a deschis larg fereastra spre cer. Pe această fereastră s-a produs marea evadare. Acea evadare care însemna eliberarea de teamă, de ură, de minciună și de orice constrângere.
doamnelor și domnilor, domnul doctor Ioan Brăină, vă rog să vină să ne spună câteva cuvinte despre Iuriu Mariu, așa cum dânsul l-a cunoscut. Mulțumesc pentru această prezentare care mi se pare exagerată în anumite privințe.